Alertă hidrologică pentru Nistru, Prut și alte râuri. Este cod galben de ape mici, fenomen ce înseamnă scurgerea redusă a apei, atenționează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Alerta este valabilă până în data de 9 iulie. Autoritățile fac apel către consumatorii casnici, dar și către agenții economici să consume rațional resursele de apă. În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice, avertizările vor fi actualizate. Fenomenul de ape mici s-a înregistrat și în anii anteriori, iar perioadele secetoase sunt frecvente în Republica Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat face parte din Organizația Mondială a Meteorologiei. Există anumite standarde, norme prin care noi trebuie să atenționăm. Suntem în perioada apelor mici, perioada de vară, este un lucru normal, dar îndemn toată populația să consume rațional apa. Asta e o chestie pe care trebuie să se întâmple permanent și mereu.